Bine v-am găsit, e timpul știrilor și emisia primului post nistrean de televiziune este continuată de redacția moldovenească. În ediția de astăzi, vizionați! Universitate clasică, multifuncțională și multiprofilară, 82 de ani în urmă, în câmpul nostru instructiv a apărut Universitatea de Stat Nistreană. Astăzi în Republică este marcată Ziua Oamenilor Nietate, fondul de aur al țării noastre. La Dubăsare au comemorat jertfele fascismului căzute în anul 1941. Astăzi, a 82-a zi de naștere o marchează principala instituție de învățământ superior din Republică, Universitatea de Stat Nistreană. În acest timp, ea a parcurs calea de la institut cu trei facultăți până la membru al Academiei Euroasiatice a Universităților Clasice. Astăzi, aici primesc studii mai bine de 14.000 de nistreni la 74 de specialități. Studenții și colectivul de profesori ai universității au fost felicitați de prezidentul țării, Eugeniu Șevciuc. La moment, Universitatea de Stat Nistreană este o instituție superioară de învățământ formată din 4 institute, 8 facultăți, cu mai bine de 100 de catedre. Aici activează circa 300 de candidați și doctori în științe. Universitatea de Stat Nistreană, timp de 82 de ani, a pregătit în jurul la 60.000 specialiști, 60% din care sunt pedagogi, iar rămâne în centrul tuturor evenimentelor ce se produc în țară. Nu de mult, în incinta Universității de Stat Nistreni a fost pusă în discuție concepția politicii externe a Republicii noastre. A fost ridicată problema reformării sistemei electorale, a folosirii efective a inovațiilor tehnice și științifice în dezvoltarea statului. Această instituție de învățământ are tradiții adânci. În pereții universității obțin studii înalt calificate. Îi felicit pe toți studenții care au luat decizia să învețe aici, în această școală superioară, care este considerată baza și fundamentul viitoarelor perspective. Un profesor bun este cel care posedă un bagaj mare de cunoștințe. El este nucleul de bază al procesului de învățământ. Astăzi, colectivul mare de pedagogi a primit în rândurile sale încă câțiva tineri specialiști, care au absolvit în anul curent universitatea. Eu mă bucur că lucrez la această universitate și mă bucur că avem studenți ingenioși, studenți care își continuă după absolvirii doctorantură în alte țări vecine. Mă bucur de acest lucru pentru că este rezultatul tuturor profesorilor noștri. Astăzi, în cadrul programului dedicat zilei nașterii Universității de Stat Nistreni, au avut loc un șir de întâlniri cu oameni interesanți, activități cultural-distractive și multe altele. La Dubăsare au comemorat jertfele fascismului căzute în anul 1941. În primele zile ale ocupației hitleriste în oraș a fost efectuat recensământul populației. La marginea orașului din regiunea Odessa, Chișinău, Grigoriopol erau goniți evrei. Doar în prima zi călăii au împușcat 2500 de oameni. Atunci, în 1941, timp de o săptămână, au fost împușcați și înhumați de vii circa 18.000 de oameni. Pe plăcile comemorative ce sunt instalate de-a lungul a 11 morminte sunt înscrise numeroase familii. În fiecare an, la memorialul jertfelor fascismului, pentru a le cinsti memoria, vin locuitorii orașului, oaspeți din republicile vecine. Tragedia dată nu-l poate lăsa indiferent pe nimeni. Au fost omorâți oameni pașnici, femei și copii. Ne adunăm aici nu pentru răzbunare, ci pentru ca memoria să fie veșnică, pentru ca evenimentele din timpul Marelui Război pentru apărarea patriei să nu se mai repete. Каждый год. E îmbucurător faptul că la acest loc sfânt vine tineretul. Ei trebuie să cunoască istoria, să aprecieze jertfirea de sine a diferitor popoare. A fost anunțată o clipă de reculegere. Coroane și flori vii au fost depuse la mormintele jertfelor fascismului. Astăzi la Bender a avut loc consfătuirea aparatului de stat. Șefii serviciilor municipale au prezentat raporturi privind activitatea pe parcursul lunii septembrie. Nicolae Băstrov, șeful Direcției Locativ-Comunale, s-a referit la programul cu destinație specială privind reparația capitală. Din 3 milioane ruble, către 1 octombrie au fost însușite 2.331.000, adică 70%. A început reparația capitală a acoperișurilor. Din 12 obiecte ale învățământului public, în 11 reparația a finisat. În ceea ce privește Direcția Învățământ, primirea instituțiilor sportive a relevat condițiile nesatisfăcătoare în 4 filiale ale școlilor care se află în subsolurile unor edificii. Se va lucra în direcția dată pentru a schimba situația, cu atât mai mult că succesele sportivilor din oraș sunt evidente. Timp de o lună ei au participat la 18 activități sportive în afara Republicii noastre și 14 orășenești. Odată cu începerea noului an de studii și-au reluat activitatea instituțiile învățământului suplimentar. În total, 1116 copii vor frecventa școala de arte, de muzică.
Conform unei frumoase tradiții, în prima zi de octombrie, în conformitate cu decizia Organizației Națiunilor Unite, marcăm Ziua Oamenilor în Etate, ziua respectului față de generația în vârstă. Ei au trăit o viață bogată în evenimente și astăzi ocupă o activă poziție în viața Republicii, cum au fost omagiații ei la Kamianka, relatează Viorica Șpac. În această zi, la umbra arborilor din bătrânul parc, locurile în bănci le-au ocupat veterani ai marelui război pentru apărarea patriei, ai muncii, pensionari. Activiștilor le-au fost înmânate diplome de onoare, scrisori de gratificare și premii. Ați trecut prin grele încercări. În timpul marelui război, ați apărat patria. Din ruine ați ridicat orașele și satele țării. Ați fost în primele rânduri în timpul creierii Republicii noastre. Și acum îi transmiteți tinerii generații bogată experiență de viață. Ne străduim astăzi prin buchetul de melodii să aducem sincere mulțumiri celebraților pentru munca enormă care au depus-o pe parcursul vieții, să le transmitem bucurie și tinerețe sufletului nostru și să le creăm bună dispoziție pentru mulți ani înainte. La finele zilei au fost înmânate cadouri din partea Comitetului Femeilor din raion, iar membrii Partidului Văzrăjdinie le-au adus în dar pachete cu produse alimentare. Arșița Verii Curente a nimicit practic în raionul Dubăsare roada culturilor cerealiere și tehnice. Întreprinderile agricole au suportat mari pierderi. În legătură cu aceasta, tot mai des este discutată problema restabilirii sistemului de irigare. Unii pași în direcția dată deja sunt făcuți. Odată cu desființarea cooperativelor agricole, sistemul de irigare din raion așa și n-a trecut la balanța noilor posesori. Fără stăpân, el a fost deteriorat și în majoritatea cazurilor demontat. La moment a început inventarierea lui. În timpurile sovietice, în raion funcționau 17 stații de pompare, deserveau gospodăriile 170 de fregate. La moment au rămas doar 5. Pentru a relua activitatea sistemului sunt necesare mijloace bănești mari. De reparația lui se vor ocupa noi posesori ai pământului. Cel mai mare, gospodăria Agroidea, ce arendează 9.000 hectare, deja a primit două sisteme de irigare ale colcozurilor Fontanski și Mirnei. Potrivit noului posesor, sistemul de irigare practic lipsește. La moment se decide ce tehnică va fi procurată. Odată cu instalarea ei, vor încerca să soluționeze problema creșterii culturilor legumicole. Specialiștii firmei Intercentr Lux au planificat pentru anul curent însămânțarea a 1250 hectare de grâu și 1000 hectare de ors. Sunt alese soiurile înalt productive, rezistente la condițiile climaterice din regiune. Este totul gata. Tehnica e pregătită conform tehnologiilor intensive. Odată cu semințele de calitate înaltă, sunt introduse și îngrășămintele minerale. Noi sperăm la recolte mari, însă depindem de condițiile meteorologice. Datorită tehnicii moderne, lucrările sunt efectuate foarte operativ în termene scurte. Conducerea firmei acordă o atenție deosebită sistemului de irigare. Către anul viitor se planifică darea în exploatare a sistemei de pompare situată în apropierea satului Vladimirovka. Acest fapt le oferă posibilitatea agrarienilor să crească legume pe circa 200 de hectare. Secita ultimilor ani i-a provocat mari pagube gospodăriei. Din lipsa de precipitație în timpul semănării rapide în anul trecut, firma Intercentr Lux a avut pagube în sumă de 250.000 de dolari. În anul curent, iarăși, agrarienii sunt nevoiți să semene a doua oară circa 300 hectare. Atât pentru această ediție. O seară frumoasă în continuare tuturor. La revedere! Potrivit meteorologilor, mâine 2 octombrie se așteaptă timp variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din direcția sud-estică cu viteza de 5-8 metri pe secundă. Valorile termice vor indica noaptea plus 13, plus 15, ziua 26-28 de grade căldură. În următoarele zile, precipitații nu se prevăd. Temperatura aerului se va menține stabilă.